Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Aș vrea să dau citire din Luca, capitolul 17, începând de la versetul 11. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stătut departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare, s-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi i-a zis: scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Aș vrea în această dupămasă să privim la această ilustrație și apoi la... ca îndemn să privim la lepra sufletului, la necredință, credință, mulțumire și slavă. Și aș vrea să privim așa cum am citit. Iisus mergea între două cetăți. Și cum bine știm, leproșii, pe vremea aceea și acum, sunt izolați și erau izolați de societate, de oameni. Și... Haideți să stăm și ne gândim, trece Iisus, merge și acești leproși poate înveliți cu haine, acoperiți ca să nu li se vadă bubele, ca să, să pară, cum zicem noi, mai ok. Și ei au strigat: Doamne, ai milă de noi! Și totuși Iisus a făcut un lucru puțin, poate din partea noastră fiind spus. Le-a poruncit doar: duceți-vă și arătați-vă preoților. Dar dacă ne uităm în Evanghelii, Iisus este cel care de multe ori ia, atinge, face tină și multe alte lucruri ca să fie vindecați oamenii. Și totuși, din acești 10 leproși, dacă stăm și ne uităm, doar unul, chiar dacă toți au fost vindecați, doar unul este cel care se întoarce și îi mulțumește și dă slavă lui Dumnezeu. Aș vrea, dragii mei, să, având această ilustrație în minte, să ne uităm la lepra sufletului nostru. Aș vrea să mă uit în primul rând în sinea mea și să te uiți în sinea ta. Care este lucru sau care sunt lucrurile alea pe care de atâtea ori ai spus: Doamne, n-am să mai fac, și le-ai făcut. Și ai plâns, te-ai căit, ai venit la biserică, ai venit la adunare, Domnul ți-a vorbit și iar ai căzut. Și ți-a părut rău. Și s-a întâmplat și a doua, și a treia oră, și a patra oră, și a cincea oră, deja a început să devii tot mai rece, tot mai împietrit. Aș vrea să privești în adâncul sufletului tău și să te întrebi care este lucrul acesta și care sunt lucrurile acestea. Iisus este aici, este prezent. Și așa cum acești leproși au strigat: învățătorule, ai milă de noi! În această seară și tu și eu putem striga: Doamne, ai milă de noi! Aș vrea să mai vedem încă un lucru și să mai privim la un lucru. Spune că în versetul 19: scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. În Evrei 11, în versetul 1 spune: și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd.
Îl iubești pe Dumnezeu pentru că întâi El ne-a iubit. Pentru că El și-a arătat dragostea de mine, față de mine și față de tine, răstignindu-se pe cruce și vărsându-și sângele pentru a ierta păcatul meu și păcatul tău și pentru că are puterea să ierte lepra sufletului tău. Dar haideți să privim un pic și la necredință. Care sunt lucrurile care te îndepărtează de Dumnezeu? Este eul tău, firea ta, firea mea care îmi spune, las că știu eu, nu trebuie să-mi spui tu, sunt învățat, am citit, m-am documentat. Sunt poate avuțiile care zici, ei, le-am dobândit eu cu mâna mea? În lucrurile acestea ți-ai pus nădejdea care au devenit necredință pentru tine? Aș vrea, dragii mei, să privim în dreptul nostru și să facem bine diferența în această seară, ceea ce pune zidul acesta de despărțire între noi și Dumnezeu. Și aș vrea să mai privim la încă un lucru care spune în versetul 16, s-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Avem șansa aceasta în această seară să ne proșternem înaintea lui Dumnezeu și să-i mulțumim. Să-i mulțumim pentru că, așa după cum am spus, prin jertfa de pe cruce avem șansa și oportunitatea să fim iertați de lepra sufletului nostru, să fim iertați de necredința noastră, de lucrurile care pun zidul acesta de despărțire între noi și Dumnezeu. Avem șansa aceasta, în această rugăciune, să-i cerem lui Dumnezeu ca El să fie Cel care să se atingă și să ne curețe. Și apoi, plin de credință, plin de puterea lui Dumnezeu, să putem să-i mulțumim și să avem mii, zeci de motive să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile pe care le-am făcut și le-a făcut pentru noi și apoi să-i dăm slavă. Îndemnați de aceste gânduri, haideți să intrăm în rugăciune și Domnul să fie Cel care să lucreze.